Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să revenim la oile noastre, mă rog, la țapii noștri. Un sat britanic este terorizat de țapul Gary. Gary fură sutienele de pe sârmele de rufe. Am mai auzit de vecini de ăștia? Da. Mai face și altele. A venit în curtea unei familii care a încercat să organizeze un soi de mini-grădină zoo pentru copii. Deci familia respectivă s-a gândit să facem ceva, să fie frumos pentru copii. Cum avem și noi la Pantelimon, nu? Că așa a început. Da. Este o mică grădină zoologică acolo, începută de un top. Da. Și a luat găini, oi, capre și o alpaca. Momentul în care m-am gândit că s-a mutat Maria în Godina. Godina la aia. Anglia, da. Chiar în prima zi, Gary a pătruns în cotețul găinilor și le-a mâncat boabele. Drept pedeapsă, doamna l-a mutat pe Gary în țarc cu alpaca. Na, și ce a făcut? De unde Gary a evadat în mod repetat? Una dintre pasiuni este să identifice pe unde se face câte un grătar, câte un picnic. Sare gardul, se înființează la masă și mănâncă tot ce prinde. Parcă am fi noi. Deci e party crasher. Da. Altădată Gary a intrat într-o casă, a fost găsit adormit în sufragerie de către proprietari. Ce tare, Gary. S-a mai văzut. Dacă vede o minge de fotbal, o atacă cu coarnele. Drept urmare, stăpâna i-a învelit în tuburi de burete. Se fotografică, are cont de TikTok. De asemenea, citez din proprietarea care spune, o cheamă Ann Lomas, spune: apare cu sutiene și chiloți pe coarne și găsim lejerie intimă hambar. El ia toate lucrurile de pe sârmele de rufe. Și în ianuarie, țapul Gary a pus ochii pe un fermier și l-a mușcat de fund. Deci este... it's complicated. Pasionat. Are pagină de TikTok, dacă vreți să știți. Da? Da. Cum se cheamă? Gary? Nu știu, trebuie să căutăm. Deci pagina lui Gary. Da, 20.000 de urmăritori. Oho! Da. Eu am 150. Dacă nu fur și tu sutiene și nu muși pe niciun de vecin de fund. De asta nu mi-e cu sutienele. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.